La ceremonia de astăzi participă militarii Brigăzii 61 Vânători de Munte, Batalionului 24 Vânători de Munte din Miercurea Ciu, Brigăzii 15 din Mecanizată din Iași și militarii Batalionului 631 din Bacău. Muzica militară a bazei 95 AER din Bacău. Stimați invitați, festivitatea va începe în scurt timp. Onorată asistență, sosesc invitați. Garda de onoare prezintă onorul domnului general de brigadă Nicolae Tonu. Al Franței și imnul național al României. Oficierea serviciului religios de cinstirea memoriei ostașilor români căzuți la datorie în luptele de pe dealul Coșna. Pentru oficierea serviciului religios, gardele scăpe! Fii! Gardele pe loc, se vă aud! Thank you.
Moșești pentru îndreptățirea și pentru întrecirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român și pentru ca să-i toată greșoară, foie picea fără de foie de drept. Tot român din toate timpurile și din toate locurile care s-au jertfit pe Sfântului Drept. Stau în Sfântul Căpărarea Patriei, ca să vin pe Domnul. Sfântirea neamului, demnitatea poporului, odihnește Doamne în locul inatului și de vedeați în locul Dumnezeu. Și unde a putut toată durerea în Cristare. Toți au greșeală, să vă fiți cu vechi, ca un Dumnezeu bun și după Doamne, iată-mă, Dumnezeu-mi, Dumnezeu-mi jucați-mi greșească, Dumnezeu-mi să vă cătam, asta care vă cătam, dar nu este adevărat. Auzi-ne pe noi, te rugăm acum. Neamul prin salvele și patrie s-au luptat și au căzut eroi. Sufletele acestora caute martori ne stau înainte și locurile unde odihnesc lor. Păzesc hotarele pământului patriei,
iar cinstitul lor sânge a dat pe vlăsarul libertății noastre. Pentru aceasta dezleagă și iartă-le lor orice au greșit cu fapta, prin cuvânt, cu gândul. Ca precum pe pământ au fost socotiți în ceata celor aleși, așa și în cer să-i numere noastră sfinților mucenici. Și precum s-a arătat cinstit de către oameni, așa și înaintea ta, Dumnezeule, să fie așezați cu sfinții. Ca acești vitezi, oștași, purtători de biruință, lupta cea bună au luptat și calea vieții bine au săvârșit-o. Pentru aceasta, drepturile judecător, dăruiește-le în schimb cununa dreptății. Iar nouă celor ce datorită lor trăim acum liberi, dăruiește-ne, Dumnezeule, pururea, să pomenim jertfa lor cea mare și privind înfăptuirile făurite prin lupta lor să le urmăm vitejia. Caută, Doamne, din cer, de pe tronul slavei împărăției tale și pentru jertfa înaintașilor noștri, binecuvintează și acum pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii săi și armata țării, dăruindu-ne biruința asupra celor potrivnici, bună sporire, îmbelșugare și pace. Că Tu ești Dumnezeul mântuirii noastre și Ție slavă înălțăm, Tatălui.